15 noiembrie. În a 15-a zi a lunii noiembrie, pomenim pe Sfântul Cuvios Stareț Paisie de la Neamț. Tăcut și cu blândețe în purtări, ca unul ce zăbovea adesea asupra paginilor din viețile sfinților, el începe să se gândească la îmbrățișarea căii monahale. Voievodul Constantin Moruții, vrând să ajute obștea Sfântului Paisie în lucrarea ei duhovnicească și gospodărească, i-a acordat mănăstirea Neamțu, pe care a trecut-o în soborul acestuia. Pentru că suntem în postul Crăciunului, se cuvine să amintim câteva dintre tradițiile ce se păstrează încă în această perioadă. Acest post se ține în cinstea Preacuratei Fecioare, care fugea și se ascundea de rușine pentru că se simțea fără vină grea cu Mântuitorul Hristos. Se spune că după masa de la intrarea în post, toate oasele se pun cu gura în jos pentru ca să fie feriți de orice pagubă ce e ai casei. După lăsatul de sec, se adună toate oasele și resturile de mâncare, se pun într-o față de masă și a doua zi se aruncă afară spre răsărit, zicându-se: păsările cerului, eu vă dau vouă hrană din masa mea cu care să fiți îndestulate și de la holdele mele oprite. Astfel se crede că vrăbiile, mai ales, nu vor strica ogoarele.